Trâmbițele Apocalipsei sunt menționate în Cartea Apocalipsei. Aceste trâmbițe sunt prezentate în capitolul 8 al cărții și sunt asociate cu evenimente și judecăți apocaliptice care vor avea loc la sfârșitul lumii, conform viziunii creștine. Iată o interpretare și explicare a trâmbițelor Apocalipsei. Deschiderea celor șapte peceți. Înainte de menționarea trâmbițelor, Cartea Apocalipsei vorbește despre deschiderea celor șapte peceți care aduc diferite evenimente și judecăți asupra lumii. Trâmbițele Apocalipsei. Prima trâmbiță, urmează grindina și focul, distrugând o treime din pământ și toacii. A doua trâmbiță, un munte mare de foc aprins este aruncat în mare, turnând o travă și distrugând o treime din viața marină și nave. A treia trâmbiță, o mare stea căzătoare, numită absintos, face apele amare și oamenii suferă din cauza apei amare. A patra trâmbiță, a patra parte a soarelui, lunii și stelelor este întunecată, afectând lumina zilei și nopții. A cincea trâmbiță, o cheie este dată îngerului al cinilea pentru a deschide puțul adâncului, eliberând niște creaturi care chinuiesc oamenii timp de cinci luni. A șasea trâmbiță, sunt eliberați patru îngeri, conduși de îngerul al șaselea. Aceștia adună o armată de 200 de milioane pentru a aduce judecată. A șaptea trâmbiță, este proclamată încheierea planurilor lui Dumnezeu. Urmează fulgere, voci, tunete, un cutremur mare și evenimente apocaliptice majore, cum ar fi deschiderea templului ceresc și proclamarea domniei lui Dumnezeu. Trâmbițele apocalipsei sunt adesea asociate cu judecățile divine care pregătesc venirea finală a împărăției lui Dumnezeu și sfârșitul lumii conform tradiției creștine. Este important să se abordeze aceste pasaje cu umilință și cu înțelegerea că ele au caracter profetic și simbolic, iar interpretarea lor poate necesita discernământ și un studiu atent.